Stimați reprezentanți ai instituțiilor media, dragi prieteni, bună ziua și vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre. Noi tot am așteptat să vedem raportul de activitate pentru 100 de zile actualului guvern, dar în final am luat o decizie să venim cu un raport de alternativă. Au trecut cele 100 de zile de când această guvernare de conjunctură a fost instalată aici, la Chișinău, de către emisari din afară. Până acum am evitat să criticăm prea dur și am așteptat ca această lună de miere să se încheie. Totuși, de 3 luni, mirosul schimbărilor se simte tot mai mult. Politicienii de la putere au început cu stângul. În ziua în care a avut loc așa numită investire a guvernului, deși Constituția spune foarte clar că candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate, acest guvern nu a avut un program de guvernare și nu a demonstrat nici până acum că ar avea viziuni. Nu mă voi referi prea mult la circumstanțele și forțele care au instalat această guvernare acum mai bine de 3 luni. Faptul că ei înșiși își calculează cele 100 de zile începând cu data de 15 iunie, a doua zi după ce am cedat pașnic puterea, vorbește clar despre ilegalitatea în care s-au aflat din 8 iunie. În mod ironic, cei care mulți ani au acuzat guvernul nostru că a fost investit noaptea, au depus și ei jurământul pe întuneric și au ajuns la putere în absolută obscuritate și lipsă de transparență. Oamenii au văzut că actuala guvernare a început nu doar cu greșeli, spre deosebire de guvernul Partidului Democrat, care se poate mândri cu realizări chiar din primele 100 de zile. Pentru că am pornit și am promis, de fapt, să fim o opoziție constructivă, nu voi compara 3 ani de guvernare PDM cu 3 luni de guvernare PSRM acum. 3 luni e puțin timp, vor spune unii, poate. Ceea ce ne îngrijorează nu este ceea ce nu au reușit să facă. Ne îngrijorează mai mult ceea ce au făcut. În 3 luni au reușit următoarele. 1. Politizarea la maxim a justiției și instituțiilor publice. Într-un timp atât de scurt, au alungat sute de profesioniști pentru a înlocui cu membrii de partid și cu metri, partajarea CNA-ului și a procuraturii, precum și deja celebrul concurs de la Curtea Constituțională, i-au surprins chiar și pe susținătorii acestei guvernări. 2. Scumpiri în lanț. Lumina deja s-a scumpit, autoritățile au anunțat că urmează gazul, se scumpesc produsele alimentare, dar și serviciile de transport. Nivelul de trai al populației nu a crescut, la fel cum nu au crescut nici veniturile oamenilor. 3. Stoparea proiectelor pentru oameni. În 3 luni, actualul guvern nu a reușit să construiască, dar a reușit să distrugă. Au tăiat finanțarea pentru drumuri bune, pentru prima casă și au anulat proiectele Un doctor pentru tine, O nouă viață, de asemenea 600 de lei pentru pensionari. 4. Guvernul anti-business, majorări de taxe și impozite. Taxele și impozitele pentru mediul de afaceri cresc continuu, oamenii își închid business-urile și pleacă peste hotare. Și 5. Deturnarea vectorului european. Astăzi, în Republica Moldova, prin activitatea sa, actualul guvern creează tot mai multă confuzie în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană. Dar să le luăm pe rând. Noul guvern a aprobat până acum 150 de proiecte. Executivul a prezentat în Parlament 9 proiecte în această perioadă. 9 proiecte de la 9 ministere. Probabil nu toți membrii guvernului muncesc câte 20 de ore pe zi, așa cum spunea prim-ministrul. Pentru comparație, guvernul pe care l-am condus a aprobat în primele 100 de zile 545 de hotărâri de guvern, dintre care 83 proiecte de legi. Politizarea până la capăt, guvernul și instituțiile publice.
să vorbim despre calitatea celor pe care i-au adus în guvern. Au promis depolitizare. În rezultat, noul executiv a dat afară doar într-o singură zi 65 de funcționari. Au plecat toți secretarii de stat din ministerie, iar guvernul a decis ca aceste funcții să fie politice și să nu mai fie ocupate prin concurs, astfel încât fiecare să-și poată numi cu mătrii după bunul plac. Ministrul de Interne și-a adus cu mătrul șef la Inspectoratul General al Poliției, Ministrul Economiei și-a pus cu mătrul șef la Agenția Proprietății Publice, prim-ministrul și-a adus trezorerierul de la partid și l-a făcut secretar al guvernului, iar ministrul educației l-a numit pe președintele organizației de tineret al partidului său secretar de stat la Ministerul Educației. Sunt doar câteva exemple, dar șirul poate continua. Pentru comparație, în primele 100 de zile ale guvernului pe care am avut onoarea să-l conduc, aveam deja definitivată reforma guvernului, prin care am tăiat numărul ministerilor de la 16 la 9. Ca urmare, salariile angajaților au crescut cu 81% și am făcut economii de 100 de milioane de lei. De două ori mai mult, de exemplu, din ideea noului guvern de a majora TVA-ul pentru Horeca. Lansasem și programul de stagii la guvern pentru tineri. Când era în opoziție, actuala guvernare le promitea oamenilor o viață mai bună. 3 din cele 5 angajamente ale lor sunau în felul următor. Creșterea veniturilor populației, salarii minime până la 11.000 de lei, majorarea finanțării pentru școli, reducerea cu 25% a cheltuielilor pentru medicamente și sporirea accesului la servicii de sănătate calitative. Politizarea până la capăt pe domeniul justiției. Justiția este un domeniu în care s-a promis cel mai mult și care s-ar părea că ar trebui să abunde de realizări. Cu drapelul justiției a venit actuala guvernare din opoziție și tot ei au reușit să discrediteze atât de rapid acest deziderat al lor. Au intrat în justiție ca un elefant într-un magazin de bibelouri, cu amenințări la ședința CSM, cu ultimatumuri pentru judecători și au împărțit între ei CNA-ul și Procuratura Generală. Despre epopeea de la Curtea Constituțională nici nu e cazul să mai intrăm în detalii. Au promis meritocrație și transparență, dar au adus politizare și concursuri trucate. Să organizezi un concurs și apoi să-l anulezi pentru că nu ți-a plăcut cine sunt câștigătorii, iar apoi să promovezi în funcție doi oameni, dintre care unul nici nu a participat la concurs, iar altul a picat toate cele 3 concursuri, aceste lucruri sfidează nu doar principiile democrației și statului de drept, ci și bunul simț. Guvernul a înaintat un candidat care a ieșit pe locul 4 la concurs doar pentru că este membru de partid. În sfârșit, au găsit formula politizării perfecte cu noile modificări la legea procuraturii. Singurul proiect înaintat de acest minister, apropo, și acela scris pe genunchi și în grabă, astfel încât și acum și pe SRM să aibă un cuvânt de spus la numirea procurorului general. Apropo, și guvernul pe care l-am condus aprobase în primele 100 de zile o nouă lege a procuraturii, scrisă literă cu literă, împreună cu partenerii noștri de dezvoltare și societatea civilă, dar și experți internaționali. Apropo, acel grup de lucru a fost condus chiar de către societatea civilă. Guvernul scumpirilor. Nivelul de trai al populației, tarife, prețuri. Cum vă spuneam, mirosul schimbării e cam îmbâcșit, iar aerul libertății nu se simte mai deloc, așa că oamenii nu simt că trăiesc mai bine. Lumina s-a scumpit cu până la 15% pentru locuitorii din nordul țării, iar pentru cei de la sud și centru cu 5%. Chiar la început de mandat, autoritățile au anunțat și creșterea tarifului la gaz. Datorită vizitelor frecvente ale șefului statului la Moscova, guvernarea punctează la realizări o promisiune că gazul nu se va scumpi anul acesta. Asta deși pe piața internațională prețurile la gaze scad constant. În comparație, în primele 100 de zile ale guvernului nostru, am ieftinit cu 10% lumina, iar tarifele la gaz au fost micșorate cu 10,9%.
Deja în 3 ani, gazul s-a ieftinit cu 30%, iar curentul electric cu 20%. Fapt de care suntem astăzi acuzați. Datele statistice ne arată că doar în luna august produsele alimentare s-au scumpit cu 10%, iar unele legume și fructe chiar cu 40 sau 30%. Chiar în aceste zile, guvernanții ne-au fericit cu anunțul despre majorarea prețurilor la produsele lactate. Se scumpesc și serviciile de transport. Cifrele nu mint și viața oamenilor s-a înrăutățit. Veniturile populației, protecție socială. Sănătatea și veniturile populației sunt în grija unuia dintre ministerele cu cele mai puține rezultate palpabile. Transparență zero, niciun ordin al ministrului nu a fost publicat oficial în aceste 100 de zile. La rectificarea bugetului, guvernarea a redus cu sute de milioane de lei alocațiile pentru domeniul social și cel de sănătate, inclusiv pentru asigurările sociale și medicale. S-au scumpit majoritatea medicamentelor. Unica realizare pe care o trâmbițează guvernul la acest capitol este majorarea remunerărilor pentru gărzile de noapte. De fapt, ceea ce a făcut guvernarea a fost să înlocuiască, contrar codului muncii, suplimentul de 50 până la 100% din salariul pe care îl primeau acești oameni cu un supliment de la 150 până la 1000 de lei. Prin comparație, în primele 100 de zile de guvernare, noi deja pregătisem majorarea salariului minim garantat și indexasem pensiile cu 10%. Stoparea proiectelor pentru oameni. Sănătate. Ministerul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei este campion la distrus proiecte bune, lansate de guvernarea PDM. Au închis programul Un Doctor Pentru Tine, în cadrul căruia 80.000 de oameni erau consultați gratuit în toată țara. Au închis programul O Nouă Viață, prin care peste 13.000 de mămici primiseră cutii cu lucruri necesare pentru bebeluși. Da, trebuie să spunem că guvernul a decis să majoreze din contul acesta indemnizația la naștere copilului cu 1.000 de lei, însă lucrurile din cutie costau 2.000 de lei. Statul a pus pauză pe reforma medicinii de familie, care urma să aducă salarii mai mari pentru medici și medici în fiecare sat, au anulat ajutorul de 600 de lei pe care l-am oferit de Crăciun și de Paști, n-au vrut să accepte ajutorul de 200 de lei pentru fiecare copil, inițiativă cu care am venit noi anterior. În schimb, autoritățile s-au lansat în elaborarea unui plan de combatere a ambroziei, deși legea și planul sunt aprobate încă din anul 2018. Pentru comparație, în primele 100 de zile din 2016 am alocat fonduri cu 50% mai mari pentru medicamente compensate și am extins lista acestora. În același an am dublat numărul medicamentelor compensate, iar 160 de tipuri de medicamente importante s-au ieftinit cu 40%. Tot în primele 100 de zile de activitate am pregătit creșterea cu 20% a salariilor lucrătorilor medicali. Infrastructură. Finanțarea pentru programul Drumuri Bune a fost redusă de câteva ori, de la peste 2 miliarde de lei la 600 de milioane de lei, ministrul economiei ironizând pe seama locuitorilor din sate care își doresc asfaltarea drumului până la biserică sau cimitir. Pentru tineri, alocațiile pentru programul Prima Casă au fost reduse de la 70 de milioane la 12 milioane, ceea ce înseamnă că anul acesta mai puțin tineri își vor putea cumpăra mai ușor o locuință. Educație. În primele 100 de zile de activitate, acest guvern a închis, atenție, 7 școli. Guvernul actual a tăiat 30 de milioane de lei de la reparația grădiniților. În rezultat, nu vor beneficia de reparații 55 de grădinițe din 48 de localități. Guvernul anti-business și anti-economie. Economie, mediul de afaceri. Guvernul a eșuat lamentabil în discuțiile cu mediul de afaceri și a acceptat docil, dând din cap, majorarea TVA-ului pentru industria hoteluri, restaurante, cafenele și anularea etichetelor de masă. Investitorii străini sunt speriați și fug din Moldova, refuzând să mai facă investițiile pe care le-au făcut anterior în mai multe întreprinderi de stat, de exemplu. Pentru comparație, în primele 100 de zile,
Guvernul pe care l-am condus a instituit moratoriu asupra controalelor de stat, astfel încât statul să fie un partener pentru business și nu o bâtă. Reușisem să reducem numărul actelor permisive cu 114, adică mai mult de un sfert din cele 416. În lipsa propriilor rezultate, guvernul se laudă cu proiectele care au fost lansate de echipa noastră. De exemplu, gazoductul Iași-Ungheni, interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, deschiderea unei noi fabrici Draxel-Meyer, liberalizarea transportului cu Belarus și Ucraina, granturi de 11 milioane de lei în cadrul programului Femei din Afaceri, granturi de 7 milioane de lei pentru 28 de companii în cadrul programului PARE 1+1. Suntem în continuare în așteptarea unui răspuns. Unde sunt cele 400 de milioane de lei pe lună despre care guvernul anunța că ar fi parte din scheme? Și de ce în 3 luni nu vedem că acești bani, 1,2 miliarde de lei, să vină în buget? Declarații, asta e viziunea actualei guvernări. Agricultură. Noul ministru al agriculturii a reușit să șocheze întreaga comunitate a vinificatorilor și să facă un enorm de serviciu celui mai mare exportator de vinuri din țară, declarând că acesta ar avea vin de calitate joasă. O altă inițiativă serioasă a noului ministru este ideea de a servi copiii la școală cu must, pentru a rezolva problema producătorilor care au struguri afectați de grindină. Cred că nu este cazul să comentăm. Un lucru au demonstrat cei de la Ministerul Agriculturii, Mediului și Dezvoltării Regionale, că acest guvern nu este capabil să gestioneze situații de criză. De 3 luni, locuitorii capitalei se sufocă de un miros îngrozitor, o catastrofă ecologică cu un nivel de poluare fără precedent. Guvernul nu a întreprins nicio acțiune pentru a rezolva această problemă. Și deturnarea vectorului european. Cu declarații colorate ne-a surprins și ministrul de externe, care a calificat agresiunea armată din 1992 din regiunea transnistreană drept război civil. Același ministru spunea că pluralismul politic face parte din identitatea noastră națională, iar alt element al identității noastre naționale este salariul. Rezoluția Adunării Generale ONU privind retragerea trupelor străine pe care am obținut-o anul trecut a fost un succes diplomatic fără precedent. Și ne așteptăm să auzim acest apel și anul acesta, în cadrul discursului președintelui Dodon la ONU, mai ales că discursul va fi unul coordonat cu guvernul. Ce-i drept, nu e clar deocamdată cum se va realiza angajamentul partidelor convențional pro-europene, care promiteau în alegeri că Republica Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană în 3 ani. Și asta pentru că pe zi ce trece, prin fiecare acțiune, prin fiecare compromis pe care blocul acum îl face cu PSRM, țara noastră se îndepărtează tot mai mult de valorile Uniunii Europene. Afaceri interne, ordine publică. Cât despre afaceri interne, s-a pus cruce pe minister, la propriu și la figurat. Conducerea ministerului s-a lăudat cu câteva realizări, desigur lansate de fostul ministru de interne, renovarea 3 sectoare de poliție, proiectul Smurd Sud Cahul, dar și inaugurarea posturilor teritoriale de salvatori și pompieri. Dar a evitat să comunice societății faptul că în mai, la moment, sunt peste 2200 locuri vacante, 17 inspectorate de poliție sunt fără conducători, inclusiv Direcția de Poliție Chișinău și Inspectoratul Național de Patrulare. Problemă fără precedent în Ministerul Afacerilor Interne. A crescut criminalitatea în țară, scade încrederea oamenilor în poliție, dar și polițiștii sunt descurajați de o astfel de manieră de conducere a Ministerului. Pentru comparație, în primele 100 de zile ale fostului guvern, aprobasem deja strategia privind dezvoltarea poliției pentru 2016-2020 și legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Concluzii. În concluzie, la 100 de zile de guvernare,
Ne simțim de parcă oamenii au cumpărat un produs la care au văzut multă publicitate la TV. Iar acum, după perioada de probă, au înțeles că totul era doar reclamă. Iar produsul nu funcționează cum trebuie și ar vrea să-l returneze. Multe promisiuni, puține realizări. Cu metri și membri de partid în funcție, scumpiri în lanț, majorări de taxe și impozite, stoparea proiectelor pentru oameni, mai multă confuzie în ce privește vectorul european. Acestea sunt realizările guvernului în doar 100 de zile. Ridicările de imunitate și dosarele penale din ultima săptămână nu sunt altceva decât o încercare disperată de a-și acoperi eșecul acestor prime 100 de zile. Pentru că nu știu cum să ofere pâine, dar oamenilor doar circ și spectacol. Toate acestea funcționează o perioadă, dar ulterior oamenii se vor uita în buzunare și vor vedea prețuri mai mari, tarife mai scumpe, taxe majorate. În ciuda presiunilor, dosarelor la comandă și șantajului la care sunt supuși membrii noștri, Partidul Democrat va vorbi de fiecare dată răspicat despre greșelile guvernării. Vom fi o forță de opoziție constructivă, singura forță care poate taxa fiecare abatere a acestui guvern. Partidul Democrat va proteja în continuare interesele cetățenilor noștri și interesele țării. Oamenii din satele noastre trebuie să se concentreze pe tot ce s-a făcut bun în ultimii ani. Faptele concrete realizate de guvernarea noastră, important este să rămânem uniți și puternici. Pentru că în scurt timp, toți cei care au venit în guvern pentru CV vor pleca înapoi la Londra și Washington. Și va fi datoria noastră să facem ordine acasă la noi. Toate acțiunile lor demonstrează că această guvernare a venit la putere pe o perioadă scurtă de timp. Unii o fac conștient, alții se lasă folosiți de către cei care vor schimbarea vectorului extern. Dar cert este că oamenii vor avea de suferit în urma acestei guvernări. Să dea Domnul să fie altfel, dar nu cred. Vă mulțumesc! Poate aveți un sfat pentru cabinetul de miniștri. Poziție constructivă. Noi, de fapt, am venit de mai multe ori și cu mai multe sfaturi. Dacă ați urmărit activitatea fracțiunii Partidului Democrat în Parlament, de fiecare dată am venit cu propuneri constructive. Fie că vorbim de modalitatea cum au fost petrecute concursurile, fie că vorbim de proiectele de legi care au fost supuse votului în Parlament. Ba chiar atât mai mult, am venit cu un sfat cum ar trebui să acționeze prim-ministrul în această criză de mediu pe care o avem în orașul Chișinău. Sunt niște pași pur și simplu care trebuie urmați pentru a identifica cauzele acestei probleme și odată eliminată cauza va fi rezolvată problema. Și suntem gata și în continuare să venim cu sfaturi și îndrumări, desigur, dacă vom fi întrebați. În Statele Unite, ați vorbit, v-ați referit la acest subiect, însă cum credeți totuși, va cere Igor Dodon retragerea trupelor ruse și ce mesaj indirect, să zicem așa, transmite în cazul în care nu cere asta acolo? Republica Moldova este o țară parlamentară și responsabilitatea și competențele pentru politică externă îi revin guvernul. Eu cred că președintele țării va merge cu un mesaj coordonat cu guvernul, instituția care este responsabilă de politica externă în Republica Moldova. Dacă vom, și nu-mi doresc să trecem peste aceleași istorii deja peste care am trecut, când guvernul iese și zice că este grav ce s-a întâmplat, să nu auzim asemenea mesaje și după ce vom asculta discursul de la Tribuna Organizației Națiunilor Unite. Procuratura a refuzat să pornească un dosar penal pe finanțarea Partidului Socialiștilor. Vă întreb dumneavoastră, pentru că am văzut cu toții acele imagini video în care Igor Dodon vorbește despre cum e finanțat PSRM-ul. Păi, lăsăm la discreția dumneavoastră să faceți aceste concluzii.
Democrația au depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care contestă constituționalitatea legii procuratorii. Mai exact, care aspecte din lege sunt contestate? Unul din ele, care s-au conținut chiar și în întrebarea pe care am pus-o atunci când discutau, se dezbătea acest proiect de lege în Parlament, este, pare mi se, articolul 121 prim, 125 prim din Constituție, unde este scris foarte clar că Consiliul Suprem al Procurorii este garantul independenței procurorilor. Spuneți-mi, vă rog, cum poate în continuare CSP-ul să fie garantul independenței procurorilor, când de fapt nu are practic niciun rol conform acestei legi la numirea procurorului general. Din punctul meu de vedere, este evident că acest proiect este unul care contravine Constituției Republicii Moldova și colegii mei, care sunt profesioniști în domeniul dreptului, au afirmat acest lucru și pe acest motiv am depus o contestație la Curtea Constituțională. TV. Domnul Filip, în discursul dumneavoastră ați menționat ceva despre șantaj. Mai exact, cine este șantajat și de cine? Este vorba despre colegii de partid ori despre ce ar fi vorba? Dar dumneavoastră ați văzut venirea cu ridicarea imunității pentru colegul nostru, domnul Vladimir Cebotar. Mie mi se pare că nu trebuie să fii profund inițiat sau profesionist în drept ca să înțelegi că nu este altceva decât o intimidare politică. Pentru că vreau răspuns la câteva întrebări. De ce s-a început cu un deputat în Parlament, precând mai erau încă 7 membri acestei comisii și nimeni nu a fost interogat, dar măcar nu a fost căutat, nu a fost telefonat de către procurori, ori la ridicarea imunității se ajunge în final deja, când mai ai și alte probe. Iată, aceste exemple pot continua și eu cred că ei vor inventa și în continuare câte ceva, pentru că spuneam puțin timp mai înainte, că toate aceste acțiuni se încadrează în parcursul defraudare a alegerilor generale locale. Și atunci când s-a intervenit la CEC și acum prin aceste intimidări, nemai vorbind de multe alte cazuri care le avem, care au loc în teritoriu, în raioane. Am adus data trecută în fața dumneavoastră și exemplul acestei scrisori venite de la șeful ASP-ului, prin care interzice implicarea în alegeri sub oricare formă a angajaților acestei instituții. Ori este, din punctul meu de vedere, o încălcare a dreptului fundamental a oamenilor, a cetățenilor, să poată fi ales, să aibă o viziune politică. De ce i-ar fi interzis unui funcționar public să facă parte din lista consilierilor? De ce i-ar fi interzis în afara orilor de lucru sau sâmbătă, duminică, să-și expună viziunea sa, pe viziunea sa politică? Unde este fostul lider PD, Vlad Plahotniuc? Va reveni acesta în țară? Când o să aveți posibilitatea să-i oferiți această întrebare dumnealui? Păi dumneavoastră comunicați cu el. Ori nu? Asta este constatarea dumneavoastră? Eu am răspuns la această întrebare de câteva zeci de ori. Am vorbit de două ori cu domnul Vladimir Plahotniuc atunci când și-a depus demisia din funcție de președinte al partidului și a doua oară când și-a depus mandatul de deputat în Parlament, din Parlamentul Republicii Moldova. Vă mulțumim mult, o zi bună să aveți!